Felicitări. Cred că dacă vă întrebam la finalul ligii secunde că, sau dacă vă spuneam că o să câștigați la diferența asta în prima etapă, nu m-ați fi crezut. Cred că și dumneavoastră nu vă așteptați la o asemenea. Da, cum am spus, am întâlnit o echipă grea, o echipă care are stilul ei, indiferent de ce jucători intră. Mă bucur că jucătorii au înțeles și n-am fost naivi, pentru că am pus accent pe posesie și n-am vrut să riscăm, chiar dacă în multe momente jocul a fost lent, ne-a dezavantajat un pic și starea gazonului, pentru că s-a înfrânat foarte mult și n-am avut viteză de joc, dar am preferat să fie mingea la noi decât să riscăm și automat, având acel contraatac tăios pe care îl știm cu toții, riscam pe urmă să alergăm după egalare. Și am avut răbdare, mă bucur, au apărut și ocaziile pe care am reușit să marcăm. A venit și golul 2, tocmai pe un contraatac, exact arma lor. A fost și foarte cald, ritmul n-a fost unul foarte ok, Biceanu deja de minutul 30 și îi venea să vomite, a cerut schimbare, a trebuit să așteptăm până la pauză, dar mă bucur și îmi felicit băieții pentru că au făcut o neformare și sunt 3 puncte mari. Ați reușit să creați o linie mediană cu jucători cam de profilul dumneavoastră când jucați, box to box, jucător și de pasă decisivă, dar și necruțător la recuperare. Inclusiv Alexandru Pelici a spus că cei doi mijlocași, sau mă rog, Minosota și Kubaba Al-Hassan, dar în general linia, sau cum să spun, centrul liniei mediene a făcut diferența astăzi. Sunteți de acord? Da, nu stau să mă aduc aminte acum cum jucam eu sau ceva. Nu suntem la fel, nici Sota, nici Baba, sunt alt profil, dar mă bucur pentru că sunt jucători devotați, dau totul pe teren, mai ales Sota. Este ceva care, un jucător care are 200%. Baba, în ultimul meci de pregătire, n-a avut un ritm foarte ok, chiar am avut un semn de întrebare dacă voi începe cu el, însă are putere, este puternic, explozie. Și bineînțeles, avem și ceilalți mijlocași pe care mă bazez și ca Inter și ca mijlocaș central, Năstăsie, Biceanu, care sunt la fel de buni, plus acest jucător mic, Dragoș Iancu, pe care l-am adus și cred foarte mult în el, 2002. Avem omogenitate, deja cam fiecare știe ce are de făcut, însă apar greșeli, cum au fost câteva și mai ales în prima repriză o greșeală pe o retragere pe care nu mi-o doresc, dar apare efectul ăla de conservare, nu știu, teama că avem 1-0 și vrem să ducem scorul ăsta până la pauză, însă în momentul ăsta riscul este foarte mare și pot apărea ocaziile adversarilor. Ați reușit să omogenizați echipa și în acel sezon de Liga a doua, n-ați schimbat foarte mult la nivel de lot, a fost ăsta un avantaj și poate reprezenta în continuare un avantaj că jucătorii deja se cunosc, deja se vede un stil, cred că pentru prima dată după foarte mult timp la această echipă se vede un stil al dumneavoastră. Acum, scuză-mi să de modestie, dacă am luat 2 luni, cam pe unde am fost, se vede ceea ce ne dorim, dar nu putem reuși mereu. Depinde și de adversar, echipe foarte bine organizate, spun probleme, atunci îmi doresc să construiesc, îmi doresc să pasăm, dar ajungem și la o minge lungă, până la urmă ăsta este fotbalul și Sergio Ramos mai dă o minge lungă, asta e mai, le spun fundașilor mei centrali, în primul rând Bejan și cu Stoica, de multe ori asta le spuneam, adică încercăm să pasăm, riscăm, stă inima pe bancă, putem să jucăm și o minge lungă, avem și un jucător de bătaie, până la urmă mă refer la Parasiv, la Hora, care și el va juca la un moment dat, Vali, care e un jucător de contraatac, dar într-adevăr, omogenitate, stilul este unul care, să zicem, nu poți să imprimi un stil dacă n-ai și jucătorii respectivi. Atunci, cred că este datorită jucătorilor. Ne iese în anumite meciuri sau în anumite momente de meciuri ne iese jocul de maniera în care îmi place mie. Mulțumesc. Plăcere.